Spitalul funcționează mai bine decât vorbesc unii că s-ar întâmpla. Sigur că sunt probleme, așa cum sunt în întregul sistem de sănătate public românesc. Ne pare rău că și spitalul nostru trece prin astfel de situații, dar vă reamintesc și dumneavoastră și celor care ne urmăresc că atunci când se vorbea oarecum eronat despre spitalul municipal, spuneam că nu acelea sunt probleme reale, că în curând vom vedea în întregul sistem că apar probleme și că Râmnicu Sărat are, din fericire, încă suficienți medici în spital care să asigure servicii de calitate, condiții foarte bune, mai bune decât în multe unități de profil similare, doar că se lovea de o campanie de denigrare lansată cu interes de anumite persoane, tocmai pentru a atrage atenția asupra unor aspecte care nu aveau legătură cu viața spitalului. Deci am avut chiar săptămâna trecută o întrevedere, am convocat în cadrul unei ședințe de informare a Consiliului Local Municipal pe managerul instituției, pe noul director medical, doamna dr. Nicoleta Pavelescu, și pe directorul economic. A fost prezentată o analiză care fusese făcută, cerută de manager în urmă cu alte câteva zile. Astfel, practic, am avut o evaluare corectă și de la sursă a problemelor care sunt astăzi în spitalul municipal. Sigur că sunt probleme, așa cum vă spuneam. În primul rând că nu funcționează o linie de gardă în toate zilele unei luni, dar în ultima perioadă, să spunem, sunt foarte puține zilele în care nu se asigură gardă. Și nu pentru că nu sunt medici, astăzi în spitalul municipal sunt suficient de mulți medici încât să poate fi asigurată această gardă, doar că prin lege medicii sunt obligați să facă o singură zi, o singură zi de gardă și practic aceasta este problema reală. Sunt medici care fac și astăzi 5-6 gărzi spre lauda lor și spre mulțumirea pacienților, dar și medici care se limitează la ceea ce spune legea, o zi de gardă. De asemenea, spitalul din Râmnicu Sărat nu a pierdut semnificativ medici, pentru că e adevărat că au plecat medici, dar au și venit medici noi. Domnul manager ne dă exemplu ultimelor zile în care 4 medici erau deja pregătiți să vină la spital, unii chiar au și venit. Așa încât tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani la Râmnicu Sărat, cum spuneam, din voia unora, nu are legătură cu realitatea. Toți, și Consiliul Local, și primar, și conducerea spitalului și îndrăznesc să cred că și personalul din instituția spitalului municipal, vom face front comun așa fel încât serviciile către râmniceni și cei care se adresează acestui spital să fie ca și până acum de calitate și continue. Trebuie să mai facem însă cu toții, ca și cetățenii acestui oraș, mai mult decât am făcut până acum, anume să nu intrăm în corul acesta al denigrărilor, pentru că astfel încrederea cetățenilor, chiar și a celor care, medicilor care ar putea să vină la spital, scade, și scăzând încrederea și adresabilitatea, spitalul va înregistra venituri din ce în ce mai mici și abia atunci începe cu adevărat problema spitalului, că nu își va putea asigura salariile pentru a-și permite să-și plătească medicii și acela va fi momentul în care, într-adevăr, medicii vor pleca. Deci de toți dintre noi depinde ca spitalul să meargă mai departe, ca și până acum. Pentru că le reamintesc râmnicienilor că spitalul din municipiul nostru era dat ca exemplu de bună practică în țară, nu doar în zonă, pentru modul în care se prezenta și de modul în care funcționa. Ce s-a întâmplat între timp? Cred că s-au convins că nu decizia noastră sau nu decizie locală a fost de transformarea spitalului în spital suport COVID pentru tratarea pacienților bolnavi de COVID și că tot ceea ce s-a întâmplat ulterior n-a avut legătură nici cu deciziile locale, nici cu lipsa de interes sau de implicare a conducerii spitalului. Deci, dacă mă întrebați ca o concluzie, situația este sub control, este la momentul acesta în egală măsură la dispoziția celor din spital și a noastră, a cetățenilor, pentru susținerea activității de spital.